Două zile de sărbătoare la castel. Sâmbătă și duminică au loc zilele castelului Banfi din Bonțida. Din program nu vor lipsi concertele, expozițiile de artă și numeroase activități pentru adulți și copii. În plus, surpriza ediției din acest an este că în premieră castelul poate fi vizitat cu motoparapanta. Castelul Banfi din Bonțida, situat la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, este cel mai mare castel din Transilvania. Considerat la începutul secolului 20, Versailles-ul Transilvaniei, castelul este cunoscut în zilele noastre pentru că găzduiește cel mai mare festival de muzică electronică din România. Fundația care se ocupă de restaurarea lui a concesionat castelul prima oară de la primăria din Bonțida, iar apoi și de la contesa Catalin Banfi, fiica ultimului proprietar al castelului. Festivalul baroc de la Bonțida a fost organizat pentru prima dată în anul 2001, imediat ce a fost restaurată prima clădire din ansamblul castelar, fosta clădire a bucătăriei. Festivalul baroc a fost organizat în 2001 pentru prima oară. Din moment ce am început restaurarea ansamblului castelar, am început să organizăm și evenimente culturale ca să valorificăm acest spațiu istoric. În acest sfârșit de săptămână, pe domeniul de la Bonțida va avea loc cea de-a 15-a ediție a zilelor castelului Banfi. Într-un cadru de basm, vizitatorii pot participa pe parcursul a două zile la activități dintre cele mai variate și interesante. Este vorba despre un program cultural de două zile. De la 11 dimineața până seara avem activități organizate paralel în diferitele spații ale castelului. Avem expoziții de artă plastică, artă vizuală, concerte de după masă pe scenă. Proiectăm filme în fostele grajduri ale castelului, activități pentru copii în mai multe locații. Pe lângă toate aceste activități, se vor organiza vizite ghidate, teatre de păpuși și târguri de produse locale și de carte. Noutatea din acest an o reprezintă faptul că veți avea posibilitatea să admirați de sus castelul și împrejurimile. Pe scena amenajată pe domeniul de la Bonțida în cele două zile vor urca Maria Răducanu, Nicolae Simion, pionierii muzicii electronice din România și Ungaria. Chiar dacă turiștii vor fi distrați cu o mulțime de activități, atracția principală în acest weekend rămâne castelul, o adevărată bijuterie a arhitecturii ardelene. Atracția principală cred că este acest spațiu istoric, ambianța de la castel. Cei care nu ajung în acest sfârșit de săptămână la castelul Banfi să stea liniștiți. Deși se află în plin proces de restaurare, castelul poate fi vizitat oricând.